Iau, ce fac băieții? Și bine ați venit la un nou draft incendiar pe canal în FIFA 23. Cele mai bune prețuri pentru FIFA Coins le găsești pe fifacoin.com și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro, linkul este în descriere, ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Avem carduri bombiță disponibile în Ultimate Team, avem promoția Level Up și probabil când vedeți voi episodul acesta a apărut și Footies, așa că cine știe ce pică, 4-3-3, atac un Zizou, mă micu, cum a venit, venit foarte frumos, cum ar fi să pice un Kylian Mbappé, un francez în față, și stai, că vine Fernando Torres și Lacazette, Team of the Season, cinste la scale 1-4 la Wakefoot. Foarte, foarte tare. Poate un Mbappe, cum ar fi el, pe left winger. Oh, și vine ultimul player pick 99 face. Bro, wow. Superbă tripletă, superbă. Cum ar fi pe parcurs să ne vină și un Karim Benzema, Team of the Season, Team of the Year. Ar fi fabulos. Cred că ar fi cel mai tare draft cu francezi realizat vreodată aici pe canal. Momentan stăm ok cu chemistry, de pe ce ar fi mai ușor de făcut în viitor. Nimeni nu ne-ar ajuta momentan, dar KDB pe un Premier League probabil că ar fi alegerea cea mai simplă, aș spune eu. LCM. Stai-mă un pic. Anglia, Croația, Franța 1, Maier. Vine și mai pune și el un punctuleț acolo de chemistry. Apropo, băieți, lăsați și voi un comentariu mai jos și spuneți-mi care a fost cel mai bun draft realizat de voi în ultimul timp ca overall rating și sau un draft care v-a plăcut vouă cel mai mult cu 2-3 super jucători în atac, mijloc sau în apărare. Băi, ok, el e la level up, dar Thiago Silva e, o să fie mult mai ușor pe parcurs. Naționalitate bună, ligă bună, greu să nu iei. Și Fofana, vezi că ți intră francez și anglian, deci francez. Și ți-a cu toți francezii și ți-a și pe Premier League. Cu ce mai avem? Nu puteam să ne așteptăm, să ne rugăm la un link mai bun acolo. Caio! Uite-mă! Și fii atent și acum, picul următor vine Brazil din Liga. Mai întâi ne-a venit francez din Premier League și acum brazilian din Liga. Foarte fain, tati! Te-ai stricat. Montiel, Meunier, Larsson. Nu e decât Meunier, dacă nu mă înșel. E naționalitate cu Kevin De Bruyne. Ok, Meunier să fie. Momentan, tripletă frumoasă rău de tot în față. Ai pe fundă și ei, Danilo. Ho, Hakimi! Mamă, ce bine, cred că suntem full acum. Eram deja full, dar uite așa, 24, superb. Superb arată momentan. Un right winger ne-ar mai trebui. Traore, Clausi și Orsolini. L-aș fi jucat pe Klaus dacă avea opțiune de right back. Sper sincer în EFC 24 să nu mai conteze că e right wing back pe right back și să ia și alt chemistry. Chiar dacă nu ia full chem, cam să ia, nu știu, 3 sferturi chem, ceva de genul ăsta. Wijnaldum, Plata, Tsigankov. N-avea ce să iei acolo. Mane, ia stai un pic. CDM-ul, Kante nu-ți intră, Kroenig nu intră. Verman, CM nu, Bellingham nu, n-aveai ce să faci, tati, acolo, nu aveai. Oh, stai mă, uite ce pic, și vine Karim, toti, du-te, bă, nu cred, cât de tare, careu de aș, francez, oh, superb, tati, aici, Siso, și în continuare niciunul nu intră, așa că mă gândesc Frankowski ăsta, dar vreau să-l văd puțin cum arată. 5 la skill moves. Nice, 93 pace. Ce car shapeshifter. Nondre gol trebuia să vină. Și așa ceva. Mate ăsta s-ar putea să fie de folos pe parcurs. Ia vezi. Tot 24. Pierde la Thiago Silva, e combinație. Și ne pică totuși un right winger de ceva vreme. Portarul e bun. Vezi, Dudek. Și Van der Sar era full, dar nu de la fel de mult, portarul. Asta Van der Sar, Butland, 26, cred că Dudek e alegerea. E 28, Jerzy Dudek, erou, tată,
erou din finala Champions League, AC Milan cu Liverpool. Rashi vine și el, Bergkamp, Emerson Royal. Rashford ar intra, dar nu pot să-l joc în locul lumba. Pe Bergkamp, 94, alege Rashi. Acum, ia vezi, vine. Mateus! Lothar Mateus, 93, cardul său prime, extrem de bine echilibrat. Ne ducem în 29 chem. Frumos. Păcat că nu reușim acolo, la right winger, ultima șansă, haide tată! N-a fost să fie, avem legenda Buffon, dar n-a venit un right winger și pentru noi. Și portarul de la sub n-o să fie, din câte văd, ceva bun. Mandanda, ne ajută la chemoare? Steve ne ajută. Ce avem? Am avea francez, dar francezul oricum ai du de când full și francezii de acolo în full. Nu te ajută cu absolut nimic acel mandan. Da. Nu putem să urcăm mai mult de atât. Poate cu un manager. Oh, și ratingul e 91. N-avem, cred că e 92 totuși. Ia stai puțin să mai facem câteva schimbări. 91. Haide, 92, trebuie să fie 92, n-are cum. Gini? E, 92, tată. Foarte frumos, pe filiera franceză în față. Și managerul, vine un Mikkel. 29, 30, ăsta-i Terzic. Vine pentru că e croat. Îl avem acolo pe mijlocașul de 83. Și ăsta e draftul, 30 rating. Chemese, scuze. Rating 92. Francezii magici, tată. Francezii magici. Și fii atent că o fac de la început, tati. Bă, o joc de la început pe francez. Să avem mulți. Chiar dacă pierd chemistry, intru și cu Sissoko și mai vin și cu Klausi. N-am cum să nu-i joc așa. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 francezi și sunt și ăia bun de tot. Hai să dăm drumul la jucărie cu ei. Primul adversar, 4-5-1 și are Virgilicola de 98. Cred că am revenit în final cu voce, a fost o problemă la înregistrare. Ok, 3-1 se joacă.
Oh, oi, mă, vițu, mă, așa aproape acolo. Încercăm de la mare distanță, stângaciul Lulaca. E offside doare? Băi, nu-mi dau seama. Ia stai. Băi, cred că e offside. Ți-au pus pauză, dar și-au dat seama că nu e offside și nu o să iasă. Da, 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 vreau să iasă la 4-1. Sunt driven, bam, cum a mers atacul ăsta? Scena aia cu Zidane pe lateral, ce le face acolo lângă corner. Ne-am păstrat calmul, 4-1 și ăla-i meciul. Hai cu semifinala, Lucio Verratti, Bernardo. Are și el un 5-5, acolo Eusebiu și Mbappé, toți. Ai, ai, ai. Na, m-a luat tati, la revedere, m-am dus. Bine, Fofana! Bam! Se face cu body feint-ul aici. Bun pe tackling, dar băi, cum i-a sărit la el. A dus. Gol. Mm-hmm. Am văzut dinainte. Da, m-am dus până afară, m-am speriat puțin că am auzit niște gălăgie. Dar na. Hai de gol. Nu, blocaj normal din nou. Ok. Asta e are 2-0, dar el e speriat de bombe. Haide, dat. Hai, rapid să rezolvăm. N-are voie să reziste în fața noastră. N-are voie. Că nu știe jucăria. V-am zis că nu știe jucăria, nu știe, tată. Te mănânc, tati, 3 goluri, nu știu, 3 minute, te mănânc pe pâine. Nu, o viță, fă-l, bă, 4-2, ce naiba. Poate de aici? Aoleu! Destruction mode, tati. Fatality, cum făcea în Mortal Kombat. Wow, cum a scos-o pe asta golanu? Cum se ducea asta? Portarul s-a mișcat, mă. Mamă, la mi-am dat distraction la băiatul ăsta. Oh, bravo, mă, bravo! Din prima! Lothar! E verde? E superb! Yes! N-a intrat!
Ia, ia, o foarfecă. Nu, de ce mă? Power shot-ul, face nouă, dăm 10 tata dacă mai concentrăm puțin. Merge 10? Merge 10, mă! Ia, da, deci avem în final, a pus și pauză. Erling Haaland în față, mă. Pasă? Da, nu! Ce faci, mă, Karim, mă? Nu, curătoare, mă, am văzut tot în poartă. Bă, ce naiba fam aici? Ia stai puțin. Trebuie să finalizăm asta. Trebuie, tată. Consecutiv, așa, una după alta, pasa, bam, bam. O, da, superb atac. De la început la sfârșit. Perfect. A fost și un kick-off, hai să recunoaștem. Da, m-am prins verdele. Prins verdele și ăla ne scoate. Oh, ar fi vrut să iasă, dar nu o să mai iasă, cred. Doar dacă marcam eu acum. V-am spus că se joacă. Of, nu-i dai eu 4-0 atunci. I-am dat două kick-off-uri, este sigur. A ieșit, mă, victorie la draft și ne impunem după un meci destul de interesant, adversar foarte, foarte bun, GG++. Lăsați și voi un comentariu mai jos, spuneți-mi care dintre francezi a fost jucătorul vostru preferat în acest draft. Let's go, pack, rare players pack. Avem multe pachete pe acest cont. Hai să deschidem totuși două barosane, ia, 584. Oh, nu, stai, băi, avem aici puțin, stai, uitasem, avem ceva din champs, unul din două e fix, arsenic, ok, și acum, un 584 plus în încheiere care vine cu, bă, măcar fodor, e Navas, ok, ia să dacă se mai ascunde ceva acolo. La 4 de 84 și 98. Băi, ăștia au fost un păcăleal și pe RTG și aici. Băieți, asta o să fie totul pentru astăzi. Vă pup o viță, super draft din nou. Ne vedem în următoarele clipuri. Ciao, ciao.